Începând cu 24 februarie, ortodoxii intră în săptămâna albă sau a brânzei. În această săptămână nu se mai consumă carne, iar în zilele de miercuri și vineri se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. În calendarele bisericești pentru aceste zile apare mențiunea harți, un termen popular care desemnează zilele de dezlegare a postului. Se numește așa datorită, în primul rând, alimentelor ce se consumă în această perioadă, adică produse lactate, ouă și pește. Tradiția aceasta este una foarte veche. Se mai numește așa și pentru că în această perioadă, miercuri și vineri, nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Este practic singura săptămână din an când nu se țin slujbe în aceste zile. Această săptămână are un rol pregătitor și duhovnicesc și un rol fizic, pentru că este foarte greu să trecem de la o hrană bazată pe alimente de origine animală la una la o hrană bazată pe alimente de origine vegetală. Postul Paștelui va începe în 3 martie și se va încheia la 20 aprilie, când se va sărbători învierea Domnului. Giurgiu Venii spun că de obicei țin postul Paștelui, însă nu știu mai nimic despre săptămâna albă. Veți ține postul Paștelui? Și da și nu. Știți cum numește Biserica Ortodoxă săptămâna aceasta premergătoare postului mare? Nu știu. Paștelui. Săptămâna patimilor. Da, ținem. Ținem pont. Știți cum se numește săptămâna aceasta premergătoare postului? Zi de Paște, zi de... Este. Da, mâncăm numai legume și fructe și lactate. Știți cum se numește săptămâna aceasta premergătoare postului Paștelui? Patimilor sau... Nu. Săptămâna albă? Nu, n-am știut. N-am știut și îmi pare rău că sunt bătrân și trebuie să știu. Veți ține postul Paștelui? Așa și așa. Știți cum se numește săptămâna aceasta premergătoare postului Paștelui? Nu. Se numește săptămâna albă. Îmi pare bine că am aflat, nu știam. Acest post este considerat cel mai aspru din an, are 7 săptămâni și doar 2 zile cu dezlegare la pește, respectiv de Buna Vestire pe 25 martie și de Flori pe 13 aprilie. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe mai spun că postul nu este o cură de slăbire, ci una a împăcării cu apropiații, a rugăciunii și a faptelor bune. În acest an, Paștele Ortodoxilor este în aceeași zi cu cel al catolicilor, la fel cum s-a întâmplat în 2010 și 2011.